Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok, se pare că citirea vrea să înceapă. Multe surprize. Cavalerul de cupe, 8 de bâte și 7 de cupe. Multe promisiuni aici care s-au făcut în legătură cu dragostea. Ce mai văd este că e cineva care se gândește foarte mult la vorbele tale, se gândește foarte mult la acțiunile tale. Văd de asemenea o dragoste pasageră sau poate să însemne și cineva care se îndrăgostește așa deodată. Însă ce văd este că e cineva care vrea să vină către tine cu o invitație, cu o propunere, cu o cupă a iubirii. Ok, în plan personal avem 5 de monede. Un abandon aici. Este o senzație de abandon, de răceală, ceva s-a spart, ceva s-a stricat. Este foarte important aici, simt eu, ca în acest moment să te concentrezi foarte mult și pe partea asta spirituală a vieții. Apoi avem 4 de spade. Deci aici urmează un moment de odihnă, de relaxare, de liniște. Poate să însemne și un moment în care vrei să te apropii mai mult de tine, de sufletul tău. Poate să însemne și un moment de pauză, dar pentru unii simt aici fie o oboseală fizică, da? Poate nu te simți bine și atunci simți nevoia de odihnă, de relaxare. Ești foarte mult pus pe gânduri aici în legătură cu ceea ce s-a spart, în legătură cu ceva ce s-a stricat. Hai să vedem despre ce este vorba. Vine să spun probleme în paradis. Ei, este vorba despre o perioadă frumoasă care s-a sfârșit. Ceva ce s-a închis la o zi mare, la o zi sfântă, sau este un moment în care tu aici accepti o eliberare. Poate ceva ce s-a amânat. Ei, uite, avem o persoană puțin vicleană și foarte copilăroasă. Să vedem 4 de spade, ce spune. Vin niște vești bune legate de bani, legate de abundență. Este cineva care ar vrea să vină către tine, însă ce mai văd este că într-un moment de relaxare, într-un moment de liniște, poate să apară o nouă persoană sau poate să apară cineva care pur și simplu să-ți ridice moralul. Da? Este vorba despre o persoană care e stabilă material, este o persoană care emană abundență, dar ce mai văd aici este că tu îți găsești liniștea foarte curând. Hai să vedem despre ce este vorba. Parcă îți vine cineva în vizită, uite, la o vreme de seară. O femeie. Deci poate e o femeie în jurul tău, o prietenă care îți dă o veste bună, dar poate să însemne și o schimbare pe care tu vrei să o faci la tine sau vrei să faci ceva pentru sufletul tău. Fie văd aici că studiezi ceva legat de abundență, viitorul apropiat, fie este vorba despre niște discuții pe care le ai legate de bani, sunt discuții cu o femeie. Niște secret pe care le afli. Să vedem, avem 8 de monede, deci lucrezi foarte mult la ceva anume, te concentrezi mult și pe detalii. Avem 6 de bâte și uite, apare victoria, deci după muncă și răsplată. Primești o veste bună legată de bani, legată de partea materială și avem lumea foarte frumos, deci urmează o eliberare aici pentru tine, un răspuns extrem de pozitiv legat de partea financiară, legat de muncă. Unii poate vreți să vă cumpărați ceva pentru sufletul vostru, dar este o veste extraordinar de mare. Hai să vedem. Este cu adevărat o perioadă în care lucrezi, dar
este și o perioadă puțin întunecată aici. Da? Pot fi și niște discuții legate de bani, legate de faptul că cineva nu se simte recompensat suficient. Însă, în legătură cu o problemă mare care ține de muncă de rutină, detalii, a repara ceva, aici se rezolvă lucrurile. E un personaj important care intervine cu un mesaj, cu o veste, cu un e-mail. Și uite, e vorba de un sfârșit surpriză. Se finalizează un proiect, se finalizează această muncă puțin complicată. Reușești să dai la pace cu o persoană puternică din jurul tău. Hai să vedem surpriza. Doi de cupe. Ia uite, surpriza este o întâlnire cu cineva. O întâlnire cu persoana iubită, o conversație pe care o poți avea cu persoana iubită sau niște lucruri pe care le afli legate de o relație. Faetonul, deci un drum pe care îl faci împreună cu o persoană dragă ție, o victorie foarte frumoasă pe care o ai și puterea, deci e și cu pasiune. Zodia Rac, Zodia Leu. E o întâlnire aici, nu știu, și cu luptă, și cu pasiune, poate să reprezinte și un succes pe care l-ai în dragoste. Pentru că totuși avem acest cavaler de cupe, care spune că dragostea plutește în aer, pe undeva pe lângă tine. La un drum cunoști pe cineva. Hai să vedem, doi de cupe, ce spune. Soarele, deci un succes mare, o bucurie mare legată de o relație, se clarifică ceva, afli un adevăr, drumul ăsta a venit clarificat cu iubirea, deci cineva care vine cu iubire către tine, poate este o persoană care îți propune să faceți un drum undeva împreună, este un prieten sincer, este o persoană fidelă, este o persoană glumeață, cu sufletul curat. Vulpea, dar este și o persoană foarte isteață, poate e chiar o persoană puțin vicleană. Copacul, luna și cheia. Deci e o persoană care îți ascunde aici niște lucruri, fie legate de o femeie din familia sa, fie îți ascunde niște lucruri legate de stabilitatea relației, da? Însă totuși văd aici o cheie. Fie afli un secret și de aici pornesc lucrurile, pentru că e ca și cum te întâlnești cu cineva, mergeți într-un loc drag vouă, dar aici văd și o persoană, dar și în momentul în care ajungeți acolo, afli de un secret, afli de niște lucruri pe care persoana aceasta ți le ascunde. Este o indecizie aici. Avem fidelitatea, sfârșitul surpriză. Interesant. Pentru unii simt și dualitate. Deci e și o persoană vicleană, dar și o persoană sinceră. Poate e nevoie să alegi. Ia să vedem. Surpriza are legătură cu o persoană căreia este foarte teamă sau se simte obosită pentru că e nevoie să se împartă între două direcții sau e nevoie să joace la două capete. Poate este o persoană care e obosită și încearcă să se distreze. De asemenea, văd energia cuiva care încearcă cumva să-ți distragă atenția de la ceva ce este important, pentru că tu dacă afli lucrul respectiv, e cam complicat pentru persoana asta. Dar poți să fii și tu, și anume că te simți puțin obosit, da? În legătură cu o dualitate, în legătură cu cineva care tot se mai muțărește aici. Împăratul, o conexiune cu Zodia Taur. Împăratul vorbește despre ideea de căsătorie, ideea de stabilitate și poate persoana asta evită
această discuție sau evită acest lucru. Mai vreau o carte. Eremitul și spânzuratul. O legătură cu zodia pești, zodia fecioară. Are legătură cu cineva care se simte blocat, izolat, lăsat deoparte. Poate este o persoană care în acest moment e izolată, nu comunică, stă deoparte. Hai să vedem tarotul meu. Ce vrea să spună cu surpriza asta? Surpriza este o veste bună pe care o primești. Este o persoană care îți dă cuvinte frumoase, care îți este alături. Mai vreau o carte. Surpriza este o tranziție, o schimbare, la o zi plăcută, la o zi mare, cu dragoste sinceră. Deci, dragilor, aici surpriza are legătură cu dragoste. Fie un cuplu din jurul tău, fie este vorba despre relația ta de cuplu, care ia o întorsătură neașteptată, însă eu tot simt ideea că e posibil să mai apară cineva. Asta dacă ești deja cu gândul la o persoană. Vei reuși ce gândești. Proces și judecată. Deci întâlnirea aceasta poate să fie ca un proces. Te întâlnești cu cineva, fiecare își spune părerea, se ia o decizie și cineva primește pedeapsă, cineva primește recompensă. Este o veste aici foarte importantă legată de ideea de căsătorie sau ideea de relație stabilă. Mai vreau o carte cu surpriza asta. Avem un suflet geamăn, este o persoană care este aliniată cu tine din punct de vedere spiritual, gândiți la fel, da? Sunteți uniți foarte puternic din punct de vedere energetic, semănați foarte mult, dar tot e cineva care fie are niște probleme în casă, fie este o persoană căreia este complicată ideea de familie, ideea de casă. Mai vreau o carte. Avem o femeie blondă, o femeie cu părul deschis la culoare, este o persoană din trecutul tău sau este ceva ce tu știi deja. Poate este o prietenă care revine în viața ta și îți povestește despre anumite lucruri. O nouă iubire, o persoană necunoscută și o relație deschisă. Deci pentru unii este vorba despre cineva nou care apare. Un bărbat matur sau este o persoană cu o experiență mare de viață, uite, cu mesaje, apeluri telefonice. De e și o surpriză mare aici legată de o sumă de bani pentru mine. Să vedem în general acest oracol ce spune. Ceva ascuns, ceva valoros care se află. Da? Sau găsești o soluție în legătură cu ceva valoros. Poate unii găsiți soluția cum anume să vă recăpătați încrederea. Loialitate, deci o persoană loială, un prieten sincer, din nou a apărut ursul ăsta, deci o persoană puternică, cineva care parcă vine către tine, stă o perioadă, după aia iar dispare. Și avem ciclu, schimbare și sarcină sau sănătate. Este vorba despre o schimbare aici, despre care vei afla. Dar tot
Uite, un mesaj surpriză, cu dorință, cu atracție, avem bani. Poate are legătură cu o pasiune pe care tu o ai și aici lucrurile se rezolvă mai repede față de cum ți-ai fi imaginat. Însă, totuși văd stabilitate, vorbe, pasiune, iubire, încredere. Hai să vedem ce zice acest oracol. Sper că ești bine fără mine. Îmi amintesc toate detaliile. Știu că ar trebui să-mi cer iertare, dar orgoliul nu mă lasă. Este cineva care are niște regrete. Să vedem cu surpriza ce zice oracolul ăsta. Deci că nu e vina ta, mă atragi atât de tare. Cred că ar fi bine să păstrezi distanța. E cineva care nu poate să stăpânească o anumită atracție. Nu mai ești o prioritate pentru mine. Încerc să mă pun pe primul loc și mă doare tot ce s-a întâmplat. Însă, persoana aceasta spune, întoarce-te la mine. Nu te pot uita. Mi-aș dori să-ți pot vorbi măcar câteva clipe. Interesant. Să vedem îngerii romantici. Surpriza e întâlnirea asta. Oh! Decepție. Cineva poartă o mască falsă în relația aceasta. Deci poate să fie vorba aici despre o altă persoană, despre un flirt, despre faptul că o persoană ascunde anumite lucruri. Împăcare. Cineva se întoarce din trecutul tău și vrea încredere sau situația aceasta necesită încredere. Eu cred că e cineva care a mai mințit sau care a trădat și care acum vrea împăcare. Dar e vorba de încredere. Aici e problema. Atenție la steagurile roșii. Atenție la acele semne pe care Universul ți le oferă. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și nu uita că oricând ai nevoie de o ghidare pentru sufletelul tău, mă găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zorba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.